Scara lui Petru. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. 2 Petru 1 cu 5 la 7. Îndrumați atenția tineretului spre scara cu 8 trepte a lui Petru și așezați-le picioare, nu pe treapta cea mai de sus, ci pe prima și îndemnați-i cu stăruință să urce până în vârf. Hristos este scara. Partea de jos este așezată ferm pe pământ, în natura lui omenească, iar partea de sus ajunge la tronul lui Dumnezeu, în natura lui divină. Natura omenească a Domnului Hristos îmbrățișează omenirea căzută, în timp ce natura lui divină prinde tronul lui Dumnezeu. Noi suntem mântuiți urcând pe scară, treaptă cu treaptă, până la înălțimea lui Hristos, privind la El și prinzându-ne de El, astfel încât El să fie pentru noi înțelepciune și neprihănire, sfințire și răscumpărare. Credința, fapta, cunoștința, înfrânarea, răbdarea, evlavia, dragostea de frați și iubirea de oameni sunt treptele acestei scări. Toate aceste calități trebuie manifestate în caracterul creștin și dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Să nu vă gândiți că trebuie să așteptați până ce ați perfecționat o calitate înainte de a cultiva alta. Nu! Ele trebuie să crească împreună. În fiecare zi puteți desăvârși însușirile binecuvântate, descoperite pe deplin în caracterul lui Hristos. Nu fi copleșit de cantitatea mare de lucru pe care o ai de făcut în viață, deoarece nu ți se cere să o îndeplinești toată odată. Fiecare facultate a ființei tale să fie întrebuințată la lucrul fiecarei zile. Folosește fiecare ocazie prețioasă, apreciază ajutoarele pe care ți le dă Dumnezeu și avansează treaptă cu treaptă pe scara progresului. Amintește-ți că trebuie să-ți trăiești zilele pe rând, una câte una. Că Dumnezeu ți-a dat o zi și că rapoartele cerului vor arăta cum ai valorificat privilegiile și ocaziile ei. Să folosești fiecare zi pe care ți-o dă Dumnezeu, în așa fel încât, la sfârșit, să-L poți auzi spunându-ți: bine, rob bun și credincios!